Există condiționalități clare pentru asistența macrofinanciară și există condiționalități clare pentru fiecare tranșă. După cum am spus, Comisia Europeană a propus acest pachet în luna ianuarie anului 2017. Banii ar fi putut veni deja în urmă cu un an de zile, dacă autoritățile din Republica Moldova nu ar fi generat îngrijorare și nesiguranță la nivel european. Auzim acum că prima tranșă va veni în aprilie, auzim de la un politic din Republica Moldova. În urmă cu câteva săptămâni am auzit tot așa de la alți oameni politici că prima tranșă va veni în februarie. Iată, suntem în aprilie și banii nu au sosit încă. Asta înseamnă că Comisia Europeană, care are a decide cu privire la prima tranșă, nu este convinsă că condițiile sunt îndeplinite. De aceea, singurul lucru pe care AMAVIL spune este banii ar fi ajuns de mult dacă condițiile ar fi fost îndeplinite. Noi vrem ca banii să vină cât mai rapid. Voi veni atunci când condițiile sunt îndeplinite. Orice declarație cu privire la o dată nu este decât pur speculativă și de aceea nu voi comenta declarația premierului.